Așa vârstă? Da, tu ai dreptate. Mai tează. Pentru tot care au trebuință și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne rugăm în mare cunoștință prin primea cea de ființă, Domnului să ne rugăm. Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arate pe noi fii și mărțintorii împărăției sale, prin dosare înșopirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Sper ca să vină să vină și să ne cază mânia, primește și nevoia, apără, mântuiește, miluiește. Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Și vrea Sfânta curată, plăi binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții, pomenindu-o. Și toată viața noastră pe Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru cel mare, îndrăsfașinat în locul făcătorii, a toată făsura cea văzută și... care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Când gustare stropirea cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta care spargă cea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bunule și ne mădăiește cu mila noastră bolile noastre ce îți plătești, ciupești. Pentru rugăciunile preacurate, prea binecuvântate, stăpâne noastră, Stoarne Dumnezeu și prea Fecioare Maria, cu puterea cinstești de viață, făcătoare cruci, cu ocrotire cinstită, cerești, ne trupești puteri. Pentru rugăciune cinstită în măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Pentru rugăciune sfinților străviților și în tot, lăudaților apostoli, cei între sfinți părinților noștri, Dascăle lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigori Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale Sfinților Atanase, Chiril și Ioan și Vlăstit, Patriarhii Alexandrei, ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopol, acelui ce Sfinți Părinților noștri, Nicolae, Arhiepiscop în Milor, Lichie, ocrotitor al acestui Sfânt Lăcaș, Spiridon al Trimitundii și Nectare de la Iegina, Făcătorii de Minuni, Calinchi la Cernica, Iosif cel Nou, Iureș și Sava, Antimivirianu, Iosif Mărturisitor, Ghelase și Leontie, ale Sfinților Slăviților Mari, Mucenici Gheorghe, Purtătorul de Biruințe, Dimitrie Izvărătorul de Mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stradilat, Ioan cel Nou, Sergiu și Vach, Ioan Valacu, Ciopria, ale Sfinților Preus, Mărturisitorii Ioan și Moise, ale Binecredinciosului Voievod, Ștefan cel Mare și Sfânt, ale Sfinților Martir, Constantin Vodă, Brâncoveanu, cu cei patru fiei săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Anache Sfetnicul, ale Sfinților Mucenițe, Filoftești, Tatiana și tuturor bunilor, biruitori, mucenici și mucenice, ale Sfinților Săviților și Făcători de Minuni, Doctor Fără de Argins, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermoraie, Samson și Demit, Moche și Anichit, Aleleu și Trifon, ale cuvioși Dumnezeu, purtători părinților noștri, Grigore de Capolite, Nicodin de Atisman, Dimite, cel nou, Visarion și Sofronie, Ioan de la Pristov, Antoni de la Iezărul Vâlce, Danir Zhasu și Ioan Casian, Germa și Ioan Iacob de la Neamț, ale Sfintelor Cuvioase, Mai și Parascheva de la Iași și Teodora de la Sigla, ale Sfinților la cărui pomenire să vârșim noi astăzi,
ale Sfinților Drepti Dumnezei și Părinții Achinșani și tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioșii robii Tăi. Amin. Dându-le sănătate sufletului și trupului, împlinește toate cele de trebuință casei acestei, opții acestei creștine care slujește Ție și vindu toate milostiva. Aduți aminte, Doamne, de toată episcopia, grept credincioșilor care drept învață cuvântul adevărului Tău, de tot ce nu preoțești și călugăresc și de mântuirea lor. Aduți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc și cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujește, stau de față, de cei ce pentru binecuvântate principi nu s-au întâmplat aici, de cei ce ne-au cerut nouă nevrencilor să ne rugăm pentru ei. Aduți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie și sunt păreri și miluiește pe dânsii după mare mila Ta, izbăvindu-i de toată nevoia și boala. Că Tu ești izvorul tămăduirilor, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Că Tu ești sfințirea noastră și a trupului și a sufletelor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăluiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintea. Thank you.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, într-o mulțare înaltă să stăpâne. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân în noi, păcătoși și robii Tăi. Miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomenit fără de legile noastre, ci caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi ce ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. De voie bine ai voit, poate să fii cu trupul pe cuce, ca să scap de vrăia cu răzbarnă pe care zic. Pentru aceasta, cu mulțumit să strigăm Ție, toate le-ai fi de bucurie în Dumnezeu nostru, cel care ai venit să mântuie lucrurile. Ceea ce știți voi mie, îmbrăcnicește-mi în milostivire născătoare de Dumnezeu. Caută spre poporul cel păcătos, arată-mi precum de-a pururea puterea Ta, ca într-o Tine răzbim să strigăm bucură-Te. Oricând Gabriel. Mai mare voi văd acelă fără de tine. Naștere și fiurea Tău. Îndreptător, credință și chip plândețele, răbătător, împrânări, te-ar face din sărbunat tare, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta, ai câștigat o smerenie cele dată. Să ție cele bogate părinte, iar așa într-o mai roagă, iar doar Dumnezeu să mântuiască să le trăiască. Pomenirea dreptului cu laude. Mulțumită, Doamne, Dimitrie, într-o nevoință mea. Vreau să-L spun ceva, Doamne, pentru că a bătăria Ta, cu mucitoare să fac. Dezdropind așa de diavolul, ori nimic toate în Dumnezeu, pentru că Tine lui, nu știu, ești și Sfântul Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al prea sfințite stăpâne binecuvântați. Cel ce a înviat din mort, Hristos adevărat în Dumnezeul nostru, pentru lucrurile prea curate, Maicii Tale, ale Sfinților cu tot răbdați la apostol, cu veciunile Sfântului Ierar Nicolae, vedor de minuni, arhiepiscopul Mirilor Lichii, cu clătitorul sunt rocașul de acestea. Ale Sfântului Ioan Grădean, arhiepiscopul Constantinopol, a cărui trebuie să vârșim. Cu veciunile Sfinților Dreptului Dumnezeu și pe ziua Crimșeană și pe Sfântului. Să ne miluiască, să ne crească ca un bun știutor de oameni. Într-o mărțeai, într-o mărțeai, într-o mărțeai să vânem. Bravo, în cazul dacă n-am văzut, pentru fiica Ta povățuiește. Cuvine.
Doamne, miluiește!
Sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, Sfântuna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune din cartea a treia a regilor citire. Să luăm aminte. A stat Solomon înaintea jertfenicului Domnului în fața întregii adunări la Israel și și-a ridicat mâinile sale la cer și a zis: Doamne Dumnezeule, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus și nici pe pământ jos. De vreme ce nici cerul și nici cerul cerului nu te încap, cu atât mai puțin locașul acesta, care l-am zidit în numele Tău. Însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii Tăi deschiși ziua și noapte spre locașul acesta, la acest loc pentru care ai zis, numele meu va fi acolo. S-a ascult strigare și rugăciune cu care se roagă robul Tău și se va ruga în locul acesta ziua și noapte. S-a ascult rugăciunea robului Tău și a poporului Tău. Când ei vor, se vor ruga în locul acesta, s-a ascult din locașul cederii Tale din cer. S-a ascult și să-i miluiești pe ei. Înțelepciune din prorocia lui Ezechiel citire. Așa grăiește Domnul în ziua 8-a și mai departe. Preoții vor înălța pe jertfelnic ardele de tot ale voastre și jertfele de împăcare și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară. Israel a intrat prin ea. De aceea va fi închisă. Se privește pe rege. El se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului, pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de miază noapte în fața templului și am privit și iată era plină de slavă casa Domnului. Înțelepciune din timp de citire. Să luăm aminte. Prin înțelepciune Domnul a temeat pământul, iar prin înțelegere a întărit cerurile. Prin știința sa a deschis adâncurile și norii picură rouă. Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor Tăi, păstrează înțelepciunea și buna chipzuială, că cele sunt viața sufletului Tău. Atunci Tu vei merge fără teamă pe calea Ta și piciorul Tău nu se va potigni. De te culci nu-ți va fi teamă, iar de adormi, somnul Tău va fi dulce. Să nu te temi de frica fără veste și nici de vreo năvală a celor păcătoși, că Domnul este nădejdea Ta și va feri piciorul Tău de cusă. Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie când ai putința să-l ajuți. Nu spune aproape lui Tău, du-te și vino mâine, îți voi da, când poți să-i dai acum. Nu pune la cale răul împotriva aproape lui Tău când el locuiește fără grijă lângă tine. Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ți-a făcut ție niciun rău. Nu râvni să fii ca omul silnic și nu alege niciuna din căile lui, căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepți el este mai aproape. Domnul blesteamă casa celui fără de lege și binecuvintează adăposturile de celor drepți. Domnul stă împotrivă celor mândri, iar celor smeriți le dă pară. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să număm aminte în vremea aceea, venind Iisus în părțile cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns:
Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Iremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu, cel din ceruri. Și eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Și-ți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri. Pace ție, binevestitorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Sfinților ucenici, care bine v-ați nevoit, v-ați curula, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Iar și iar cu minință pe când genunchi inimilor noastre Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Ceea ce toatele pașele întocmești pentru mântuirea neamului. Primește rugăciunile noastre ale nevrenicilor robilor tăi și ne vrenicește în acest ceas de acum să se vășem fără de o sândă resfințirea bisericii care s-a zidit spre lauda slavei tale, spre a noastră mântuire, pentru evlavioasă pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni. Și în ea să facem ridicarea altarului. Că tu ești cel care binecuvântești toate Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Fie Doamne. Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, Cel care ai așezat în ceruri cetele oștile îngerilor și ale arhanghelilor, pe slujba slavei tale. Păi ca împreună cu intrarea noastră în Sfânt locașul acesta să fie și intrarea Sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună să le vezi bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deschideți căpetenii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor. Domnul cel tare în război. Acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor. Domnul cel tare în război. Acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor. Domnul cel tare în război. Acesta este Împăratul Slavei. Bisericii tale. Trebuie închis. Trebuie închis.
Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, care ai dăruit sfinților ucenici, care au pătmit pentru tine această slavă ca să semene tot pământul moaștelor, în sfintele biserici și roade de tămăduri sărsate. Însuși, Stăpâne, Cel care ești dătătorul tuturor bunătăților pentru rugăciunile sfinților, a căror maște ai binevoit a se așeza în cinstită biserica aceasta, împrednicește-ne pe noi, fără de o sândă, să zicem în ea, jertfa cea fără de sânge, și ne împlinește toate cererile cere spre mântuire, dând ca răsplătire celor care au pătimit pentru sfântmele Tău și darul de a face menum spre a noastră mântuire. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veșnică pomenire fie ctitorilor fondatori și noitori acestui sfânt așezământ, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire ctitorilor Sfintei Biserici acesteia. Veșnică pomenire ctitorilor Sfintei Biserici acesteia. Sfinților mucenici, care binevați pe voi și ați încununat, rugați-vă Domnului să se Thank you.
făcut. Sunt rămași de făcut. Care ai sfințit apele Iordanului prin mântuitoarea ta arătare, însuși acum trimite harul prea Sfântului tău Duh și binecuvântează-ne pe noi, precum și apa aceasta, ca să fie spre sfințirea și desăvârșirea jertfenicului tău. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește să se sfârșește sfârșime după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel Sfânt, că panseră și-a aflat panse și turtureaua cui, unde-și va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda.
Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătanse va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața. Alesa m-a pilepădat în casa lui Dumnezeu mai mult decât a locuit în lăcașurile păcătoșilor. Că milă și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește într-o Tine. Stropim-me cu isop și mă vei părți speramă vei. Și mai mult decât poate mă vei albi. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Și fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut. Așa alte drepte și cuvintele Tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a evit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie. Bucuroase vor oasele cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată zidește într-o mine și Duhul de fnoiește într-o cele din lungoare mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Că mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale. Și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va auzi lauda Ta. Că te-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, arde de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urcisi. Fă bine, Doamne, cu bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardelul de tot, atunci vor pune pe altarul Tău. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iată acum ce este bun, ce este frumos, pentru că nu mai locui frații împreună. Camilul pe cap, spugoară pe barbă, pe barba lui Aron, care se spugoară pe marginea veșmintelor lui. Caroaia. Caroaia Irmonului, ce se spugoară pe muntele Domnului. Întinde-ți părinți peste tot peste acolo. Să fie fașe pe jos, că sunt jumătate de mine. Nu știu fașe pe jos, nu?
facă. Roagă-te-le Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și Evangheliste Matei, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate. Apostole Sfinte și Evangheliste Marco, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și Evangheliste Marco, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Apostole Sfinte și Evangheliste Marco, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Apostole Sfinte și Evangheliste Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și Evangheliste Luca, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Apostole Sfinte și Evangheliste Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și Evangheliste Ioan, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre.
că tăria ta și vezi, și tu, Ierusalime, îmbracă slava ta. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a păgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în lăcașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi ta somnul ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, lăcaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii în Efrata, l-am găsit în țarina lui iar intrăm în lăcașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, în odihna ta tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, rogul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David adevărul și nu va lepăda. Din rodul pânteșului tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele, în care îi vom învăța pe ei și fiii lor, vor ședea până în viață pe scaunul tău. Că ales Domnul Sionul și l-a ales cu locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe roadele lui, le voi binecuvânta foarte. Pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătita în făclie unsului meu. Pe vrășmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar peste dânsul va înflori sfințenia mea. Sine ținor mucenici care vine nevoți nevoi și v-ați necununa, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Domnul! Acestea cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pe numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Tu de cu ea de față, la cine ai văzut? Unde are crucea? Vezi că are o cruce. Părinților, ieșim și facem semicerc, că nu auz. Doar cei care închid Sfânta noastră. Facem semicerc. Thank you.
rămâie să aducem veristoase Dumnezeul nostru. Într-un miros de bună mireasmă duhovnicească pe care primind-o, un jertfelnic cu tot cel mai preț de cer, trebuie în harul prea Sfântului și viață făcătorului, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul, și pe scaun ai fost cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-l acela ce te-a prins. Ca un purtător de viață și ca mai înfrumusețător decât raiul, s-a arătat mormântul tău, izvorul învierii noastre. Iarăși, iarăi cu virință, plecând genunchii inimilor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, care ești fără de început și pururea vețuitor, cel ce dintr-un nemic, într-o ființă, toată ai adus, care locuiește într-o lumina cea neasemănată și cerul ai scaun, iar așternut picioarelor pământul, care într-o sfinții și într-o tot lăudații tăi apostoli, ai noi slujba cea în Duh și darul cortului cel adevărat, și prin trânsii sfintele biserici, frângile tale le-ai adus, Doamne al puterilor, în tot pământul ai așezat, ca să-ți aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Cel care ai binevoit a se reînnoi biserica aceasta, într-o cinstea și pomenirea Sfântului Ierar Nicolae, Făcătorul de Minuni, spre slava ta și a unui născut Fiului tău și a Sfântului tău Duh. Tu însuți împărate fără de moarte, judecătorul de lucruri mari, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm ție și trimite prea Sfântul Duh cel închinat și atotputernic, ca să resfințească biserica aceasta. Umple-o, Doamne, de lumina ta cea veșnică. Alege-o locașție, fă-o scauna slavei tale. Împodobește-o cu darurile tale cele dumnezeiești și mai presus de lume. Fă-o să fie liman celor înviforați, lecuire celor pătimitori, bolnavilor scăpare, diavolilor înfricoșare. Să fie ochii tăi îndreptați pe dânsa ziua și noapte și urechile tale luând aminte. Spre rugăciunile celor și cu frică și cu bură cu cel ce vor intra în ea și vor chema întru tot ce cinstitul și prea slăbitul tău numit. Oricâte vor cere de la tine, tu să-i auzi în cer, să faci milă, să le fii milostivă. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită, iar jertfenicul acesta ridicat într-o dânsă, arată a fi Sfânta Sfinților cu lucrarea și cu puterea Sfântului tău Duh. Preamărește-l, Doamne, mai mult decât jertfenicul din legii celei vechi, ca să ajungă jertfele ce ți vor să fășim pe el, în Sfântul și mai plăcut de cerul și înțelegătorul tău jertfenic, să ne dea nouă după darul umbrinii tale cele preacurate, că îndrăznim, Doamne, nu pentru slujba nevrednicilor noastre mâini, ci pentru a ta negrăită bunătate. Apără, mântuiește, miluiește, ridică și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pre noi înșine și unii prealți și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cu Sfântești Dumnezeul nostru și într-o sfinții și cinstitii mucenici, care pentru tine au pătimit, te odihnești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântat și înalt preasfințite stăpâne, lumina lui Hristos luminează tuturor, venind de primiți lumină. Luminează-le Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit.
această biserică toată l-o a zidit. Această biserică Fiul o a întărit. Această biserică Duhul Sfânt o a înnoit. O cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, se sfințește proșcomediarul bisericii acestea, în numele Tatălui.
se resfințește biserica aceasta, închinată Sfântul Ierar Nicolae, prin stropirea cu apă sfințită și cu îngerea, cu Sfântul și cu mare nemir. Prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slavă Sfinte! Și vă aduce ție pe El în preacuratul trup și cinstitul sânge al unui a născut Fiul tău, al Domnului și Dumnezeului și Dumnezeitorul nostru Iisus Hristos, spre mântuirea întregului tău popor și a nevrinției noastre. Că Tu ești Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt prea sfințită să până binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, ale Sfinților întru tot lăudaților apostoli, rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, a cărui liturghie se vârșim, rugăciunile Sfântului Ierar Nicolae, arhiepiscopul Cezarei, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfântului Voievod, Ștefan cel Mare și ale tuturor Sfinților Români, ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, frate într-un Hristos, preacuvioase maici și iubiți credincioși și credincioase, zisiți domnule primar, domnule viceprimar, să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor acelor care iubiți podoaba casei lui Dumnezeu. Iată, astăzi, această biserică s-a împodobit din nou, mai întâi cu cele necesare, biserică veche fiind, s-au restaurat icoanele, s-a făcut o igienizare totală a acestei biserici monument. Înainte se spunea monumente istorice. Nouă nu ne place. Pentru faptul că chiar dacă este veche o biserică, ea rămâne pentru totul o biserică, un locaș al lui Dumnezeu, o biserică în sensul viu. Pentru faptul că dacă zicem biserică la locașul de închinare, ne simțim și noi aparținând unui trup spiritual care este trupul lui Hristos și noi ca în mădulare, noi suntem mădulare în parte a aceluiași trup mântuitor Iisus Hristos. Deci iată că Părintele Dragoș, spre exemplu, are bucurie întrucât a slujit aici 45 de ani și a adus slavă lui Dumnezeu, a acompaniat mulți credincioși pe calea mântuirii, pe unii pe ultimul drum către cimitir, către dormitorul acesta care înconjoară biserica aceasta cu crucile care marchează sub glie celor care au fost introduși sau puși acolo sub cruce, la umbra crucii, așteptând învierea cea de oști. Deci, dragii mei, vă felicităm pentru faptul că ați reînnoit această biserică și iată acum i-am dat prospețimea celei din tâi, înnoind harul lui Dumnezeu care se reînnoiește permanent în biserică și se reînnoiește și în noi. Și atunci noi, făcând parte din biserică, participăm la reînnoirea întru Duhul Sfânt, mădularele noastre se reînnoiesc, se resfințesc, se reîncarcă cu energia aceea pe care o avem nevoie la a merge sau a purce de calea uneori labirintică și plină de primejdii,
dar sigur, dacă ne-am luat ca obiectiv mântuirea, atunci prin biserică mergem către mântuire, către limanurile mântuirii, intrând după aceea într-o asemănare a lui Dumnezeu, care drum se continuă până în infinit. Deci, slavă lui Dumnezeu pentru toate, vă felicităm. Acum mergem la biserica cealaltă nouă, unde vom săvârși Sfânta Liturghie și unde vom da citire și celor de acolo care nu au ajuns până aici, hrisopului pe care l-am semnat și pe care l-am pus în piatra altarului spre pomenirea titlurilor fondatori și a celor înnoitori ai Sfântului Cașmului acesta. Veniți aici ca într-o poartă a cerului. Și prin partea aceasta am venit în lume, prin biserică, în locașul sfânt și sfințit. Și tot pe partea aceasta sperăm să ieșim din biserică, în biserica cealaltă care este în transcendentul lui Dumnezeu. Deci dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumim lui Dumnezeu că ne-am vrednicit să fim cei care adăugăm cărămida noastră la edificiul sfânt al spiritualității noastre ortodoxe. Și prin aceasta arătăm că avem o identitate, avem un parcurs, avem un obiectiv care este limanul mântuirii, avem un Tată în cer care ne așteaptă binevoitor cu brațele deschise ca să ajungem acolo și să participăm la viața cerească în vecii vecilor. Amin. Să vă dea Dumnezeu sănătate acum din punct de vedere practic. Pentru faptul că biserica nu are ușă la altar, atunci veți intra într-o rânduială prin ușa din dreapta mea în stânga frăților voastre a altarului, venerați Sfânta Masă și obiectele sacre care au împodobit-o și apoi veți ieși pe ușa din stânga altarului rugându-L pe Dumnezeu să vă dea pace, liniște și spuneți: Doamne, așa cum ai înnoit biserica aceasta într-un Duhul Sfânt, înnoiește și sufletele noastre. Și Dumnezeu vă va da un dar special astăzi în contextul acestei sărbători frumoase care se cheia la împlinirea 200 de ani de atestare, documentare a acestui locaș și acestei comunități. Să vă dea Dumnezeu sănătate și copiilor voștri de asemenea, prietenilor și celor care sunt absenți pentru rațiuni diferite și nu sunt împreună cu noi, să-i adunăm în comuniunea rugăciunii noastre, căci rugându-ne pentru ei, păstrăm comunitatea și comuniunea și comunicarea pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care ne învață ce trebuie a grăi și a face în această lume. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.